Maramureș și Bistrița Năsăud, două județe din nordul țării unde pădurea se taie fără milă și fără lege, chiar în Parcul Național Rodna. După o metodă care depășește toate furturile de lemn de până acum, copacii sunt doborâți ilegal și transformați în rume gușca să li se piardă urma. Investigatorii organizației de mediu Agent Green susțin că exact asta se întâmplă în Valea Lala, unde au surprins un utilaj care toca bușteni în loc de resturi de copac, așa cum prevede legea. Eram în plin parc național, iar un utilaj absolut macabru toca lemn superior rotund și îl transforma în rumeguș, în mijlocul pădurii, a plecat din pădure fără acte. Într-o jumătate de oră, când aveam materie primă, îi făcea un tir de tocătură. Într-o jumătate de oră, da. Și are și un despicător, care e mai gros de 40, le despică. Și ce se toacă? Se toacă crengi, nu? Sau și copaci? Și lemn, și lemn până la 40. Tocătura unde o duc? La Reghin, la Dej, depinde ce... Cam la Reghin, dacă e tocătură bună de lemn. Și ce înseamnă tocătură bună? Păi, e numai lemn. Lemn, nu scoarță, nu cetină, frunză, știți? Aha. Nu rumeguș, să fie tocătură, deci mai mult să fie lemn, nu tatea mea de cum. Păi da, am prea ai voie să toci lemn. Că legea... Asta îi. Vedeți că mai tocă. Echipa de la Inspectorul Pro a declanșat propria anchetă în zonă. Nu are nicio marcă. Merge mai departe. Nici aici nu am găsit nicio marcă. Abia ce am urcat de acolo, de la drum, câțiva metri pe acest deal și aici nu văd nicio marcă. În total, 92 de arbori au fost tăiați aici ilegal, confirmă și comisarii Gărzii Forestiere Cluj. Arborii pe care noi am filmat și au fost tocați erau 100% tăiați ilegal. Activiștii de mediu susțin că transportul lemnos nu a fost declarat în sistemul SUMAL, adică în platforma informatică special creată pentru înregistrarea transporturilor din pădure. Fapt confirmat atât de Garda Forestieră Cluj, cât și de Ministerul Apelor și Pădurilor. Faptul că a plecat camionul fără documente nu este legal. Ce era de ascuns? Nu pot să-mi dau seama nicio ce era de ascuns. Ori neștiință, ori e prostie, oricum spuneți dumneavoastră, e hoție. Că da, astea sunt, altceva nu poate fi. Am mers pe fir la societatea care pare să fi cumpărat lemnul tocat în pădure. Aceeași care deține în acte și utilajul, achiziționat anul trecut cu 500.000 de euro. Vorbim despre o societate mare din domeniul forestier. Bună ziua! De la știrile Pro TV suntem, îl căutăm de pe domnul Traian Larionesi. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Milionarul Traian Larionesi este patronul companiei cu o cifră de afaceri de aproape 16 milioane de euro. Deține două depozite de bușteni și 7 puncte de lucru în 3 județe ale țării. Altfel, om de afaceri controversat. În urmă cu 2 ani a fost ținta unui scandal mediatic după ce s-a fotografiat cu animale sălbatice omorâte într-o vânătoare de lux din Africa. Traian Larionesi a ales să nu apară în fața camerei, l-a desemnat însă pe Florin Nacu, responsabil cu activitatea forestieră, să dea explicații. I-am arătat imaginile din Parcul Național Rodna. Părea nedumerit. Aș vrea să vă arăt o fotografie pe care noi am primit-o cu acest utilaj. M-am zis, sunt niște bușteni. La nu cred că e buștean, e diametru de 12 cm. Ceva resturi din... Pe astea sunt resturi? Cu creci, cu ăsta... Tocătorul forestier are rolul de a curăța pădurea după o exploatare forestieră. Resturi care rămân în urma unei exploatări forestiere. Ar fi trebuit să toace doar scoarță de copac și crengi. Domnul Nacu a negat că ilegalitățile surprinse în Valea Lala ar avea vreo legătură cu firma lor. A pretins că transportul respectiv de rumeguș nu a plecat din pădure, ci dintr-un depozit de cherestea, ceea ce ar fi fost legal. Imaginile îl contrazic însă și îl contrazice și Rom Silva, care ne confirmă că nu poate exista un depozit de material lemnos în inima pădurii. Firma respectivă a transmis atunci că aici exista un depozit. Rom Silva însă a venit cu un răspuns în contradictoriu în care a spus că aici niciodată nu a funcționat și nu a autorizat un depozit. Pus în fața faptului împlinit, domnul Nacu a dat vina într-un final pe un simplu angajat. A fost utilajul închiriat. E șoferul ce a spus să se toace, l-au tocat.
Am vrut și noi să filmăm tocătorul în acțiune ca să putem observa dacă lemnul mărunțit este scoarță de copac sau buștean întreg. Deși inițial domnul Nacuș dăduse acordul pentru filmare, într-un final a inventat brusc o defecțiune. A luat foc? Păi a luat foc odată uleiul de la capac și o să vedeți aici din față că eu zic că a luat foc. Uleiul la foc. Dar nu se vede nicio urmă de incendiu. Când să venim să-l filmăm, s-a stricat. Nu că vrem noi. Dar ieri ați lucrat cu el, nu? Toată săptămâna, am fost. Concret, firma Tuc Bagiu este cea care exploatează pădurea în locul de unde au fost tăiați ilegal cei 92 de arbori. Tot ea a închiriat utilajul de la firma Frasinul, societatea la care am fost și noi în depozit. Și împreună ar fi tocat buștenii. O altă firmă s-a ocupat de transport. În cazul de față, ilegalitatea a fost demascată, dar cele mai multe transporturi de lemn tocat trec neobservate. Și știți de ce? Pentru că un camion plin cu rumeguș nu trebuie declarat în platforma Sumal dacă pleacă dintr-un depozit de cherestean, ci numai dacă provine din mijlocul pădurii. O hibă legislativă care face ca orice camion pornit ilegal din pădure, care nu e prins în flagrant, să devină apoi legal pe drumurile publice, în baza unui aviz fals de însoțirea mărfii. Urma se pierde în momentul în care intră pe drumurile publice. Dacă șoferul e oprit de poliție și are un banal aviz de însoțire a mărfii ca pentru cartofi sau făină, polițistul se mulțumește și nu știe cu toată bunăvoința lui. Cu toate evidențele pe masă, ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a declanșat o anchetă. O să analizăm sesizarea dumneavoastră și o să trimit corpul de control. Legea biomasei spune foarte clar că lemnul de foc sau lemnele care sunt produse principale nu pot fi tocate pentru a fi folosite ca materie primă la obținerea de energie electrică. Altfel, tocătura de lemn e aproape la fel de valoroasă ca și lemnul întreg, iar firmele care o folosesc pot câștiga de două ori, o dată prin vânzarea rumegușului drept combustibil, a doua oară prin obținerea de certificate verzi. Statul român premiază societățile care folosesc în producție deșeuri forestiere, care pot proveni însă, din păcate, și din copaci tăiați ilegal.